Domnule primar, ce înseamnă pentru noastră administrație performantă, eficientă pentru oameni? Administrație, da, că tot vorbim de ce înseamnă administrații performante în județ și că unii sunt mai performanți, alții nu. Cred eu că o administrație performantă este cea care reușește să-și atingă scopul, să-și atingă obiectivele și să ducă la maturitate proiectele înainte de alegeri. Asta e opinia mea. Ce înseamnă împreună cu Dichiseni și Jegălia? Pentru dumneavoastră, aveți o satisfacție? Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. E un model de bune practici. Lucrurile merg mai ușor atunci când este o asociere. Ne mai sfătuim, ne mai ajutăm când nu poate unul merge celălalt, adică nu este niciun motiv să nu ne asociem. Chiar nu, odată timp cât cetățenii beneficiază de lucruri reale, de ce nu?